Campania 2018 de primire a cererilor unice de plată, stadiul absorției fondurilor europene și plata subvențiilor, programele Tomate Românești, Alege Oaia și programul pentru Bazna și Mangalița. Toate aceste subiecte au fost cap de afiș în conferința de presă susținută de Petre Daia la Ministerul Agriculturii. Ieri, reporterul nostru special, Marius Milea, prezent la eveniment, a dezvoltat informațiile prezentate legate de absorția fondurilor europene și plata subvenției agricole. A intrat în linie dreaptă programul pentru cu ajutorul luminis pentru lână. Aici au fost interpretări diferite, o să-l vedeți funcționând. Din datele noastre rezultă că peste 32.327 de beneficiari s-au înscris în programul acesta de subvenționare a lânii, din care a rezultat, prin cantitățile pe care le-au declarat, că pot aduce prin acest program peste 23 de tone de lână, preponderent țurcană, țigaie, merinos și, evident, alte rase. Acum avem 22 de centre de colectare funcționale în 10 județe. Sigur ne-am dorit și ne dorim să fie în fiecare județ câte un centru. Chiar mai mult. Să fie în apropierea crescătorilor de ovini. Dar n-am reușit mai mult până acum, pentru că este doar începutul acestui program și este un început bun, e un început care este susținut pe de o parte atât de către noi, dar în primul rând de către interesul pe care îl au cei care s-au înscris în program, înțelegând și depozitarii, și cei care aduc lâna, și structurile noastre județene, direcțiile agricole care au primit ca sarcină de serviciu să implementeze acest program în teritoriu. Aveți, după cum bine puteți observa, toate depozitele. Și le-am dat în teritoriu pentru ca fiecare dintre să-și aleagă unde dorește și să convină asupra prețului, pentru că prețul stabilesc ei, locul de depozitare și data când ia lâna respectivă. Am făcut de asemenea instruire privind, și o să mai facem, privind modul în care se tunde o oaie, modul în care se împachetează lâna, în așa fel încât să primească cât un preț cât mai bun prin sortarea acestui produs.